Captain este acum disponibil în FC Mobile, băieți, și vom discuta imediat despre ce premii se pot face de acolo, dar mai întâi și mai întâi mi-a sărit în ochi că săptămâna viitoare dispar cele două mari evenimente, atât UCLE cât și Rivals. Deci va apărea ceva mai mare decât Captains săptămâna viitoare, poate Freeze? Să sperăm, trebuie să așteptăm până atunci ca să aflăm, dar până una alta, pentru următoarele două săptămâni avem Captains, un eveniment unde avem doar capitan de echipă și dacă aveți nevoie de jucători de 90, va fi un event bun pentru că după cum o să vedeți se pot face, dar și dacă aveți prin echipă jucători de 92, 93 și nu vă trebuie jucători de 90, tot va fi un eveniment decent pentru că după cum o să vedeți puteți să faceți ceva bun și pentru echipa voastră. Așadar, băieți, în fiecare zi trebuie să jucăm câteva skill game-uri și câteva meciuri pentru a face rost de punctele Captain, dar și pentru a face rost de punctele Pass, puncte și Pass despre care vom discuta imediat. Interesant e că la ultimul meci nu ne dă și posibilitatea să ne pice un jucător. Cred că la Rule Breakers, de exemplu, parcă la ultimul meci putea să pice și un jucător de la event. Dar văd că aici nu e cazul. Și dacă mai aveți nevoie de puncte, se pot cumpăra ceva puncte, mă rog, nelimitate și cu bănuți. Dar, după cum o să vedeți, nu avem nevoie de puncte, ba chiar o să ne rămână câteva puncte pe care mai apoi putem să le schimbăm noi în bănuți. Și punctele pe care le facem le putem cheltui aici, pe partea de jos și pe partea de sus pentru a face premii. Acum, partea de sus pare mai bună în premii, adică avem un Dudek, după care jucător de bronz, mă rog, și un Mascherano de 91, foarte important, plus jucătorul de 90 de la final, Fernando Hierro, pe partea de sus, care sincer nu arată rău deloc la atribute, pare bunicel, așa că dacă aveți nevoie de băiatul ăsta pentru echipă, de ce nu? În partea de jos premiile parcă sunt un pic mai slăbute, 500 de gems plus un Dudek, deci fără Mascherano, dar l-avem pe Francescoli, care apare pentru prima dată în FC Mobile, e o legendă din Uruguay care arată decent la atribute, important e că are 4 weak foot, nu știu cum se compară de exemplu cu Haaland de 90, dar pare decent. Acum, vestea bună e că nu trebuie să alegem dacă îl facem pe Francescoli sau dacă îl facem pe Hierro. Se pot face amândoi, pentru a-i face avem nevoie de vreo 320 de puncte și de la capitolul principal de aici, dacă jucați tot în fiecare zi, se pot face undeva la 630 de puncte. Deci, fără probleme, se pot face cei doi, ba chiar dacă jucați din a doua săptămână, se pot face cei doi băieți. Așa că, da, dacă vă apucați de evenimentul ăsta undeva pe 21-22 decembrie, probabil că tot puteți să-i faceți pe cei doi băieți de 90. Acum, dacă ne uităm în partea dreaptă, mai avem încă două meciuri care dau fiecare câte 1000 de gems. Pentru a le debloca, tot ce trebuie să faceți e să băgați cei doi jucători în echipa activă și probabil să jucați cu ea. Deci, după ce îl faceți pe Hierro, îl băgați într-o echipă, jucați împotriva Franței, luați gems și după ce îl faceți pe Francescoli, îl băgați în echipă, jucați împotriva Argentinei și luați gems. Acum, astea sunt premiile pentru cei dintre voi care aveți nevoie de carduri de 90 pentru echipă. Dacă aveți deja echipă mai bună de atât, se pot face ceva premii bune, vă spuneam, și pentru voi. Deci putem lua din partea de sus un Mascherano, dar se mai pot face încă doi Mascherano de la Exchange, dacă nu aveți nevoie de Hierro sau de Francescoli. Pentru că, după cum vedeți, putem să-i băgăm aici, pe rând, plus 100 de puncte Captain și putem să facem rost de 2 Mascherano. Deci, dacă nu vă trebuie cei 2 de 90, bam, faceți 2 Mascherano pentru că încă 200 de puncte se pot face pe lângă cele 320 de care aveți nevoie pentru a-i face pe cei 2. Și, dacă nu știți, Mascherano e destul de important, am explicat în videoclipul din dreapta sus ce și cum face, cât de important e, uitați-vă. Și pentru că vă spuneam că dacă jucați tot, se pot face mai multe puncte decât avem nevoie, avem și un exchange unde putem să băgăm punctele pentru a face bănuți. Din calculele mele, dacă jucați tot, se pot face vreo 240 de puncte în plus, ceea ce ar însemna vreo 6-7 milioane de bănuți, doar că din păcate se poate lua doar de 10 ori premiul ăsta, deci maxim 3 milioane de bănuți pentru toată lumea, ceea ce na, nu e rău, dar parcă erau mai bune 7. Deci punctele Captain chiar nu aveți pentru ce să le păstrați, cheltuiți-le peste tot, schimbați-le în bănuți, spre deosebire de exemplu de punctele Rivals, care merită păstrate, dacă ați făcut tot, dacă ați luat toate premiile de la toate derbiurile, e bine să faceți cât mai multe puncte Rivals, pentru că probabil când apare noul eveniment, vom putea schimba punctele Rivals în punctele pentru noul event care apare, săptămâna viitoare sau când va apărea. Avem și un pass pentru Captain, care din păcate nu e cu puncte FIFA, tot aștept, am cerut și eu un pass cu puncte FIFA, dar văd că nu a apărut, tot 50 de lei costă și pass
PAS-ul ăsta. Un PAS secundar, din păcate. Dacă e să luați un PAS, mai degrabă luați Star PAS-ul. Interesant e că primul premiu de sus, dacă cumpărați PAS-ul, e un jucător de 89+. Deci să sperăm că prindeți ceva bun acolo dacă îl cumpărați. Avem și un logo animat în partea de sus, avem și alte premii, printre care și un Dudek și un Mascherano și la final un băiat de 92, din păcate CDM, dar eroi Keen și probabil că va fi un jucător extrem de ieftin. S-ar putea să se întâmple cu băiatul ăsta ce s-a întâmplat cu Toni Kroos, jucătorul care a fost la PAS-ul pentru Rule Breakers. Deci nu cel mai bun premiu de la final, dar dacă sunteți în căutarea unui CDM, ar fi bine să fiți cu ochii pe băiatul ăsta peste o săptămână sau două când termină lumea PAS-ul, pentru că probabil va fi destul de ieftin, mai ales varianta de bază sau varianta cu rank 1. Și apropo, pentru a avansa la PAS, pentru a lua premiile, trebuie să facem cât mai multe puncte PAS de la primul capitol, dar și de la quest-uri. De la quest-uri, băieți, de unde se pot face și puncte, deci se pot face și vreo 130 de puncte de aici. Vă spuneam, foarte bune, mai ales dacă vreți 3 de Mascherano și dacă vreți să le schimbați în bănuți. Dar quest-urile sunt foarte simple, trebuie să faceți 20 de tackling-uri, 20 de deposedări oriunde, trebuie să băgați un jucător de ăsta de la captain în echipă, toată lumea va băga Francescoli sau Hiero, trebuie să dăm 2 rank up-uri unui jucător, se poate face foarte simplu cu jucători de bronz, dacă nu aveți ceva jucători în echipa principală care chiar trebuie să primească rank up. Să deschidem 7 pack-uri captain și după cum o să vedeți avem câte 2 pack-uri gratis în fiecare zi, să dăm 10 goluri cu capul oriunde, să jucăm 40 de meciuri, să dăm 20 de pase de gol oriunde și cel mai tare quest, să ne uităm la 10 reclame, dar mulțumită evenimentului Rivals, nu cred că e problemă. Și după asta, băieți, putem să luăm și premiul din partea dreaptă, premiul cu probabil cel mai urât emoji pe care l-am văzut vreodată, adică mâna aia e foarte creepy. Punctele sunt bune, dar emojiul ăla sper să nu-l văd prea curând prin joc. Nu știu exact în câte zile se poate termina PAS-ul, dar în 10 zile ar cam trebui să se poată face fără probleme. Trecem și la capitolul Gallery, unde ne așteaptă un pack gratis în fiecare zi, primul dintre cele 2 pack-uri gratis despre care vă spuneam. Un pack în care în partea stângă ne arată că ne poate pica un jucător de la 77 în sus, dar în partea dreaptă ne arată 70. Vom afla imediat care e treaba, dar până una alta trebuie să ne uităm un pic peste Sergio Ramos, care a primit și el un card, din păcate doar 88 overall, dar arată binișor la atribute pentru un 88, sunt curios să văd care va fi prețul lui pentru rank 4 sau rank 5. Nu cred că l-aș recomanda cuiva, dar totuși sunt curios să văd pe unde ajunge prețul lui. Bun, hai să deschidem pack-ul să vedem dacă e jucător de 77 plus sau nu, avem și bănuți și nu. 71 overall înseamnă că nu e 77 plus cum ne arată în stânga. Și dacă ne uităm în partea dreaptă, vedem toți super jucătorii care sunt la captain, din păcate toți sunt prin pack-uri. Adică îmi place foarte mult cum arată Virgil van Dijk, cu toate că cam puțin la viteză, parcă și Sergio Ramos de 88 are accelerație mai bună decât Virgil, dar Lam arată foarte bine, de exemplu, mult mai bine decât Puyol, care, na, cam puțin, fundaș dreapta Puyol nu prea e o idee bună. Și Stoichkov ar fi arătat bine, dar din păcate are doar 3 la weak foot, așa că mai degrabă nu. Cruyff, în schimb, arată super, adică cel mai mare overall de aici și foarte, foarte bun, arată excelent. Mai e și Rio Ferdinand de 94, care văd că nu e pe aici, dar îl apare a fi cel mai bun fundaș de 94, e super. Acum, asta echipa pentru prima săptămână, pe 21 decembrie ar trebui să primim o altă echipă care, din păcate, din nou va fi tot în pack-uri pe store. Și apropo de pack-uri, văd că ne spune aici să intrăm pe store să vedem pack-urile. Și dacă de obicei, băieți, când apărea un eveniment nou, deschideam și eu 10 pack-uri să văd ce poate să împice pe acolo, de data asta nu. Voi aștepta probabil săptămâna viitoare să văd dacă apare ceva sau poate îmi păstrez gemurile pentru Toti, marele event care ar trebui să apară undeva la final de ianuarie, așa că probabil voi deschide doar pack-ul gratis, unde îmi vor pica doar jucători de 71, 72, 73, poate ceva argentinieni, că ăia văd că s-au scumpit foarte mult în ultima perioadă. Dacă v-a plăcut videoclipul sau v-a fost de ajutor, dați un like și până data viitoare mai am și alte videoclipuri pentru voi. În partea dreaptă vedeți noua mea echipă de 350 de milioane de bănuți. Vedeți ce super jucători prind primul 11. Până data viitoare, numai bine prieteni, pa, pa!